are chipul sculptat în cea mai mare bucată de piatră din Europa și a fost un dușman de temut al Romei. Este vorba despre Decebal, o legendă în istoria poporului român și ultimul rege al Daciei. Decebal a condus Dacia într-un moment în care Imperiul Roman, aflat în plină expansiune, a ajuns cu frontiera până la Dunăre. Fiu al lui Scorilo și succesor al lui Duras d'Iurpaneus, Decebal este poate cel mai faimos personaj al istoriei antice din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Decebal a fost ultimul mare rege al dacilor, iar Dacia s-a aflat la apogeul puterii sale sub acest rege. Cu toate acestea, se știu prea puține lucruri despre începuturile și personalitatea marii căpetenii dacice. Astfel că, pe cât de faimos era, pe atât de puțin cunoscut este Decebal. Dacă războaiele lui Decebal cu romanii sunt foarte bine știute, personalitatea și biografia marelui rege dac rămân în continuare un mister. De altfel, există o singură referință clară, explicită, cu privire la personalitatea și virtuțile regelui dac, și anume în istoria romană a lui Cassius Dio, unul dintre cele mai importante izvoare, alături de Columnă, în privința războaielor daco-romane. Decebal a fost regele Daciei între anii 85 și 106 după Hristos. Decebal a condus un regat mai restrâns ca arie geografică decât regatul lui Burebista, dintre 82 și 44 înainte de Hristos, cuprinzând Transilvania, Banatul, Oltenia, centrul și sudul Moldovei. Însă noul stat era mai puternic și mai bine organizat. Limitele statului dac în timpul lui Burebista au fost în nord, Carpații Păduroși, în est, Pontul Euxin, în sud, Munții Hemus, Munții Balcani, în vest, Dunărea Mijlocie. Progresele înregistrate în acest timp de societatea dacică erau multiple și importante. O populație numeroasă și grupată în jurul multor dave, în care pulsa o vie activitate economică, legături comerciale cu lumea greco-romană, o cultură înfloritoare cu puternice elemente originale. Regele Decebal a avut mai multe războaie cu romanii, care îi vor recunoaște abilitățile militare și politice. La începutul secolului al III-lea, la aproape 150 de ani de la afirmarea lui Decebal, istoricul roman Dio Cassius îi făcea regelui dac un portret elogios. Astfel, despre Decebal aflăm de la Dio Cassius în istoria romană că era foarte priceput în ale războiului și iscusit la fapt. Știa să aleagă prilejul pentru a-l ataca pe dușman și a se retrage la timp. Abil în a întinde curse, era viteaz în luptă, știind a se folosi cu dibăcie de o victorie și a scăpa cu bine dintr-o înfrângere, pentru care lucru el a fost mult timp un potrivnic de temut al romanilor, arată Dio Cassius în istoria romană. Cu alte cuvinte, era vorba despre un rege barbar, abil tactician, războinic viteaz, probabil cu o mare experiență pe câmpul de luptă și un adversar redutabil al Romei. Este una dintre puținele referiri directe la personalitatea lui Decebal. Că a fost un războinic viteaz și un dușman de temut, îl arată atât războiul cu Domitian, unde este victorios, cât și cele două războaie grele pe care romanii le-au dus cu Decebal în 101-102 și 105-106. Tot de la Dio Cassius, indirect, aflăm că Decebal era un conducător șiret și priceput. Chiar dacă a fost învins pe câmpul de luptă, Decebal apelează la finețuri strategice, specifice mai mult romanilor sau grecilor.
trimite dezertori să îl asasineze pe Traian în Moesia. Deși Decebal nu reușise să îl învingă pe câmpul de luptă, fără îndoială prin meșteșug și înșelăciune, aproape a obținut moartea lui Traian. A trimis în Moesia câțiva dezertori să vadă dacă pot să-l ucidă, precizează același Dio Cassius. Mai mult decât atât, capturează un comandant roman pe nume Longinus, păcălindu-l cu o întâlnire oficială, după cum arată istoricul latin, autorul istoriei romane. Decebal îl folosește pe Longinus drept ostatic și monedă de schimb în tratativele cu Traian și încearcă să afle de la acesta planurile lui Traian. Longinus profită de un moment de neatenție și se sinucide. De altfel, Dio Cassius, precizând că Decebal a purtat o discuție directă cu Longinus, poate duce cu gândul că regele Dac cunoștea bine limba latină, fiind o căpetenie erudită, care înțelegea rosturile diplomației. Că era un războinic și că avea o mare experiență pe câmpul de luptă, o demonstrează ofensiva condusă de rege în 85 după Hristos contra lui Domitian, cu 10 ani înainte ca Traian să devină împărat. Este de fapt momentul în care romanii înțeleg că dacii sunt un real pericol. Armata guvernatorului Moesiei, Opius Sabinus, e sfărâmată, el însuși ucis, iar capul lui, tăiat, este luat ca trofeu de către daci, scria Constantin C. Giurescu în Istoria Românilor. Mai mult decât atât, talentul său de războinic și de tactician este dovedit în 87 după Hristos, când învinge armata romană trimisă de Domitian și condusă de marele general Cornelius Puscus. A fost cea mai mare înfrângere pe care au suferit-o romanii, spune Constantin C. Giurescu, trupele fiind măcelărite, mașinile de război capturate și generalul Fuscus ucis. Mai mult decât atât, steagul de luptă roman a fost capturat de războinicii daci. Această catastrofă l-a făcut pe istoricul Tacitus să afirme în Istorii că războiul contra dacilor este lupta pentru apărarea granițelor și a existenței noastre. Potrivit istoricilor, Decebal s-a născut între anii 50 și 60 ai erei noastre și a ajuns la conducerea țării în anul 87, într-o perioadă în care Dacia se afla sub amenințarea armatelor romane. Puterea i-a fost cedată de bunăvoie, potrivit relatărilor unor istorici antici, de către regele Duras, iar decizia a permis astfel reorganizarea și întărirea statului dac. Decebal ar fi fost fiul regelui Scorilo, potrivit interpretării date de istorici unei inscripții descoperite în Sarmisegetuza Regia. Pe un vas funerar descoperit la Sarmisegetuza Regia, se poate citi textul Decebalus per Scorilo. Prin această inscripție s-a creditat ideea că Decebal era descendent al liniei regilor daci din munții Orăștiei. În acest scop, inscripția a fost tradusă prin Decebal, fiul lui Scorilo. Această traducere însă este destul de contestată, tocmai fiindcă se știe puțin despre limba dacă, dar mai ales despre construcțiile gramaticale în această limbă. Alte interpretări în latină traduc textul ca fiind Decebal prin Scorilo. Alții cred că este vorba de o simplă marcă de olar. Încă din primul an de domnie, din anul 85, Decebal se confruntă cu o situație dificilă. Roma organizează prima campanie în inima Daciei. Împăratul Domitian, pentru a-l pedepsi pe Decebal, trimite o armată comandată de prefectul gărzii pretoriene, Cornelius Puscus, să treacă Dunărea. Într-un defileu carpatic, Decebal atrage forțele romane într-o cursă.
Comandantul roman cade în luptă, așa cum am mai spus, iar Decebal duce în munții orăștiei prada de război, prizonieri, trofee și stindardul legiunii a cincea. Marea bătălie are loc la Tape. La un an de la victorie, în 88, o armată romană condusă de Tetius Iulianus atacă din nou regatul lui Decebal, pătrunzând în Dacia prin Banat. Decebal așteaptă în defileul de la Tape. Confruntarea se încheie cu victoria romană. Deși înfrânt de romani, din cauza dificultăților întâmpinate de armatele imperiale în Panonia, în lupta cu Gvazii și Marcomanii, care îl sprijiniseră pe regele Dac, Decebal încheie o pace avantajoasă cu împăratul Domitian în anul 89. Decebal era numit client al Romei, iar regatul său, regat clientelar, primea meșteri mineri și instructorii militari. În schimbul unor subvenții în bani și ingineri, Decebal se recunoaște rege clientelar al Romei și continuă în următorii 12 ani de pace să își consolideze puterea și statul. Procesul de centralizare a statului dac este accelerat. Armata este echipată și instruită. Se inițiază un vast program de construcții civile și militare, îndeosebi în regiunea munților Orăștie. Încearcă să stabilească relații cu popoare și state inamice Romei. Confruntările dintre daci și romani au început în timpul împăratului Traian. La începutul anului 101, armata romană, condusă chiar de împărat, după ambele pregătirii de aproape 3 ani, a atacat Dacia cu 13-14 legiuni și alte unități auxiliare, în total aproximativ 150.000 de soldați. La 25 martie 101, împăratul părăsește Roma, traversează Dunărea pe poduri de vase la Lederata, astăzi Ramna, și Dierna, astăzi Orșova, pătrunzând în Dacia prin Banat. Dio Cassius menționează episodul în care burii germanici, cu aliații lor, îi trimit lui Traian o ciupercă uriașă, pe care era scris un mesaj prin care romanii sunt sfătuiți, pentru binele lor, să se întoarcă la Roma. Are loc bătălia de la Tape, în vara anului 101, iar Decebal încearcă să oprească înaintarea romană. Bătălia se încheie cu victoria romană. În iarna și primăvara anului 102, Decebal este înfrânt la Nicopolis Adistrum și în Dobrogea la Adamclisi. În toamna anului 102, Decebal este silit să încheie o pace zdrobitoare pentru Dacia. Regele dac trebuia să dărâme zidurile cetăților, să cedeze o serie de teritorii și să renunțe la orice independență în politica externă. Din ordinul lui Traian, Apolodor din Damasc, cel mai vestit inginer al epocii, înalță între Drobeta și Pontes, în anii 103-105, un pod peste Dunăre, pe care legiunile romane îl trec în vara anului 105, inițiind cel de-al doilea război dacic. Abandonat de aliați, atacat prin Banat, Valea Oltului și Moldova, constrâns continuu la defensivă, Decebal se retrage în citadela din munții Orăștiei. După cucerirea puternicelor cetăți care păzeau accesul spre capitală, Blidaru, Costești, Piatra Roșie, Bănița, Căpâlna și Tilișca, legiunile romane încep asediul Sarmisegetuzei. În ciuda rezistenței, cetatea este cucerită și distrusă din temelii. Decebal, împreună cu câteva căpetenii, reușește să părăsească cetatea, încercând să continue rezistența împotriva romanilor în interiorul țării. Este urmărit de cavaleria romană și pentru a nu cădea viu în mâinile dușmanului, Decebal se sinucide, ceea ce este atestat de stela funerară de la Filipii a lui Tiberius Claudius Maximus,
ofițerul care îi ciopârțește trupul lui Decebal pentru a-i duce împăratului Traian capul și mâna dreaptă la Ranistorum. O mare parte a teritoriului statului Dac, respectiv Transilvania, Banatul și Oltenia, a fost transformată în vara anului 106 în provincie romană numită Dacia Felix, cu capitala situată la 40 de kilometri de vechea capitală. Incendiată în războiul dac din 105-106, purtând numele de Ulpia Traiana Dacica Augusta Sarmisegetusa. Muntenia și sudul Moldovei au fost încorporate în provincia Moesia Inferior. După înfrângerea dacilor, Traian a organizat la Roma o festivitate mare și costisitoare de 123 de zile. Zeci de mii de daci au fost duși în sclavie la Roma. Alte zeci de mii de daci au fugit din Dacia Romană pentru a evita sclavia. Detaliile celor două conflicte, grele și sângeroase, au fost relatate de istoricul roman Diocasius, dar cele mai bune comentarii sunt basoreliefurile de pe columna lui Traian, construită în Roma de Apolodor din Damasc, în 113, precum și cele de pe Monumentul Triumfal de la Adam Clisi din Dobrogea. Cu ajutorul foarte bogatului tezaur al regatului Dac și cu aurul extras din minele de aur de la Roșia Montana, Imperiul Roman se va redresa financiar. Astfel, deși capitala provinciei romane era Ulpia Traiana Sarmisegetusa, cel mai important oraș din teritoriu era Apulum, actualul Alba Iulia, oraș prin care trecea aproape întreaga cantitate de aur ce lua drumul vestic. Tot Dacia va mai oferi Imperiului mai multe legiuni militare, alcătuite exclusiv din daci care vor lupta în multe colțuri ale Europei. Potrivit unor legende care își au originea în scrierile autorului latin Diocasius și într-o scenă sculptată pe columna lui Traian, se spune că împăratul roman s-ar fi îndrăgostit de Docia, care ar fi, potrivit unor autori, sora lui Decebal. Iar tânăra, în primejdie de a fi răpită, s-a rugat zeului Zalmoxis să fie prefăcută într-o stană de piatră pentru a putea rămâne pentru totdeauna în Dacia. Scena care ar fi inspirat legenda Dociei a fost sculptată pe columna lui Traian. Etnologul Romulus Vulcănescu susține că Docia, fiica regelui Decebal, a înaintat în fruntea unei oștiri spre Sarmisegetusa, în ajutorul tatălui ei asediat în cetate. A ajuns prea târziu ca să depresoare cetatea, a fost și ea înfrântă de armata lui Traian și a fugit cu resturile oastei în munți, spre răsărit, scrie Romulus Vulcănescu. Împăratul Traian, care a văzut-o luptând și i-au plăcut curajul și frumusețea ei, a urmărit-o cu o parte din oaste și când a fost aproape să o prindă, oastea s-a împărțit în două. O parte a ținut piept romanilor, iar alta s-a retras în munți cu prințesa Docia. Văzându-se și ea prinsă, Docia ordonă ostașilor ce o însoțeau să o lase singură și să urce culmile, derutându-i pe urmăritori. Rămasă singură, s-a ascuns după o stâncă, a căzut deznădăjduită în genunchi și s-a rugat la Zalmoxis, zeul zeilor, să o apere, să nu o lase să fie pângărită de împărat. Și atunci Docia a fost prefăcută într-o bătrână ciobăniță, cu câteva oi lângă ea. Oastea romană, în frunte cu Traian, s-a oprit în fața bătrânei și a întrebat-o dacă a văzut încotro a fugit prințesa Dacă. Baba Docia a arătat spre miază zi, iar împăratul a purces într-acolo și a rămas Baba Docia stăpână pe acel ținut, relata Romulus Vulcănescu în volumul Mitologie Română. Istoricii susțin că numele Decebal înseamnă cel curajos sau cel puternic.
Regele dac s-a numit Diurpaneus, înainte ca faima cucerită în războaiele de la Tape să îi aducă acest supranume. Înainte ca Dacia să fie cucerită de romani, Decebal ar fi ascuns o parte a comorilor în albia râului Sargeția, care curgea în apropierea capitalei Sarmisegetusa Regia, potrivit lui Diocasius. Istoricul roman susține că Decebal a fost trădat de Biciclis, unul dintre apropiații săi, căzut prizonier în război, iar romanii ar fi descoperit comoara. O altă relatare despre comoara lui Decebal a revenit în actualitate 14 secole mai târziu, când localnicii au găsit în râul Strei tezaure extrem de valoroase, despre care se credea că au aparținut regelui Dac.